Premierul Mihai Tudose dă asigurări că sunt bani suficienți pentru plata pensiilor și că nu este nicio problemă din acest punct de vedere. Șeful executivului s-a referit la pilonul 2 de pensii și a precizat că nu există naționalizare sub nicio formă și că până săptămâna viitoare Ministerul Finanțelor, ASF și Casa de Pensii vor face o analiză în legătură cu acest subiect, în condițiile în care s-au descoperit mici probleme legate de comisioane luate mai mult decât trebuie. Prim-ministrul a adăugat că această analiză privind structura pilonului 2 de pensii și a pilonului 3 are scopul de a se vedea dacă banii sunt bine administrați. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că pilonul 2 de pensii reprezintă un instrument util pentru creșterea veniturilor după retragerea din muncă, iar acesta va fi menținut și statul nu va deveni administrator al pilonului 2. Tăriceanu a mai spus însă că există analize care arată că fondurile de administrare iau un comision de 2,5% și că sunt păreri potrivit cărora un comision atât de mare nu se justifică. Șeful Senatului mai spune că nu s-a pus problema existenței sau inexistenței pilonului 2, ci doar a nivelului de finanțare. Proiectul privind noua lege a pensiilor a stănit numeroase critici din partea partidelor de opoziție și a mediului privat, iar Ministerul Muncii a anunțat că proiectul este finalizat și că urmează să fie trimis Parlamentului cel mai probabil în luna octombrie și că urmează să fie aprobat până la finalul sesiunii în luna decembrie. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut la finalul săptămânii trecute că pensiile nu vor scădea, ci vor crește cele mici și a mai spus că urmează să aibă loc o discuție privind vârstele de pensionare, însă nu există în acest moment o intenție de creștere a acestora.